An de an, la fiecare început de toamnă, români de pretutindeni vin la Țebea în Panteonul Moților. În 2024, sărbările naționale au fost cu totul și cu totul speciale, ziua având o mare încărcătură spirituală și istorică, pentru că se împlinesc 200 de ani de la nașterea lui Avram Iancu. Mii de simpatizanți AUR din toată țara au participat duminică 8 septembrie la manifestările prilejuite de omagierea marelui erou național, unde au fost primiți cu căldură. Vreau să le mulțumesc căpunedorenilor, vreau să le mulțumesc românilor și zărândenilor, nu în ultimul rând, pentru că din punctul meu de vedere eu am plecat de aici, din punct de vedere al candidaturii și sunt de 35 de ani la aceste sărbători. Vorbind acum strict despre ceea ce se întâmplă la Țebea, sunt 200 de ani de Țebea, 200 de ani de istorie, 200 de ani de testament. Ne întrebăm astăzi dacă este bine, este rău, ne întrebăm astăzi, așa am auzit în mulțime acum, spunem că suntem în România, suntem la 200 de ani, la 100 de ani de unire și până la urmă o parte a testamentului lui Avram Iancu s-a împlinit. Există o parte pe care o spunem mereu că nu s-a împlinit, aceea de a asigura bunăstarea și fericirea românilor, a zărândenilor și mai avem mult de lucrat în această direcție. De aceea, astăzi noi spunem așa, Planul Simion, împreună cu cei care suntem aici din partea AUR, este soluția de rezolvare a problemelor pe care le avem în România la această dată. Dacă tot stăteam și spuneam de cele 1 milion de case, vreau să vă spun că dintre câți eram aici ne trebuiau 2 milioane de case. Deci avem încă mari probleme, avem mari diferențe între zone, de aceea partea de testament a lui Avram Iancu se va împlini. Urmează o perioadă destul de complicată din punct de vedere politic. La ce să ne așteptăm? Cred că datoria noastră a celor care facem politică este să o facem de așa manieră încât să redăm încrederea românilor. Aceasta este în viziunea mea prioritatea absolută, pentru că fără încredere nu poți obții nici unitate și fără unitate nu poți să faci nimic. Avem nevoie de încredere, avem nevoie de unitate și avem nevoie de un proiect de țară care să ne lege. Noi, AUR, am pus pe masă un astfel de proiect de țară și sperăm din toată inima să primim votul popular pentru a-l pune în operă.